Da. Cred că ajunge să vedem rucsacul săcul de dormit, lanterna. Oh, crema de plajă. Avem ochelari de soare. Avem minge mică. Mingea e în rucsac. Grozav, cred că avem tot ce e nevoie pentru excursia noastră anuală. Acum trebuie doar să le punem în bagaje. Hank, te las să încep tu, eu am ceva de făcut undeva. Hă? Tom! Ben! Angela! Ginger! Hank! Talking Tom și prietenii săi. Omul pe lună, partea întâi. Wow! Cum de-au încăput toate? Secretul e să înfășori izmenele ca pe niște tuburi. Stai. Ăsta e cumva un laptop. Mai nou se numește computer portabil. E o excursie cu prietenii. Asta înseamnă că voi fi eu, tu, Hank și niciun laptop. Salut, băieți. Oh, am invitat-o și pe Angela. Dacă în deșert sunt oase de dinozaur, vor fi ale mele. Iar eu l-am invitat pe Ginger. Cineva trebuie să-l învețe despre latură. Stați așa, 5 persoane într-o excursie de 3 persoane? De ce nu putem veni și noi? Să vedem, 5 nu e 3. Nu te teme, Ben, vom face aceleași lucruri ca în anii trecuți. În plus, vom vedea o minune cu totul rară. Un om jumătate pasăre și jumătate șarpe. Ceva și mai grozav, o ultralună. Da, luna va fi atât de aproape încât va fi ultra. Eu nu o văd. Păi nici n-ai cum, e încă zi. Bine, dragii mei, potrivit listei mele, e timpul să ne jucăm cu mingea, Tom. Hei, mai târziu, Ben, eu fac de mâncare. Bine, până vei termina, Hank, Ginger, hai să jucăm. Eu vreau să cânt. Eu mă duc să caut ouă de dinozaur. Am înțeles, se pare că doar mie îmi pasă de tradiții. La 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 la. Încercați să ghiciți melodia. Știu, Dance the Night for You. Nu, haide, să cânte refrenul. E exact aceeași notă. Hank, te rog, încetează. Toată lumea știe că nu ne jucăm de a ghicește melodia decât în a doua seară a excursiei. Priviți, răsare ultraluna. Când văd această ultralună, îmi vine în minte această melodie. Asta e Dance the Night for You. Ai ghicit! Cum? Fiți serioși! Bine, Tom, să vină și Angela, Hank, poate să vină și Ginger, de ce nu? Hei, ar trebui să-l sunăm pe Moș Crăciun să vedem dacă nu e ocupat. Măcar te-am pe tine, dragă laptopule. Să vedem. Wi-Fi în mijlocul deșertului? Salut, nu dormi? Cum adică? Cu cine vorbesc? Cu Luna. Ce amuzant. Spune-mi cine ești. Au! Cine a aruncat-o? Stai! Are gust de rocă selenară. Da, am multe astfel de roci, fiindcă eu sunt Luna. Bine, dar cum vorbesc cu tine? Ești mult prea departe pentru a-ți recepționa semnalul. De obicei e adevărat, dar în seara asta sunt mult mai aproape de tine. Și te-ai conectat la Wi-Fi doar pentru asta? Eram mereu conectată, doar că nu puteam să-l folosesc. Atunci trebuie să te pun la curent cu noutățile. Vrei să te uiți la un videoclip amuzant? Ce înseamnă videoclip? Oh, wow, de unde să încep? Ce știi despre pisici? Wow! Ben? Închide tu prima, bine? Nu, închide tu primul. Am închis și m-am logat din nou, iar tu ești tot online. Ce se petrece? Șt! Nu știu, așa l-am găsit. Poate că i-a sărit o doamnă. Hei, Ben, ce faci acolo? Doar port o discuție cu Luna. Credeam că nu-ți vei aduce laptopul. Tu ai adus-o pe Angela, Hank l-a adus pe Ginger. Și mulțumită laptopului am găsit Luna. Stai, chiar vorbești cu Luna? Sigur că nu. Atunci cum îți explici această eclipsă bruscă? Da, ai dreptate, Luna. Ați văzut eclipsa?
Ia-i, Angela, ții minte că ți-am spus cum reacționează? E așa cum ai descris-o. Stai, cum? Ben, tu și Luna veți veni la drumeție cu noi? Oh, poți să vii. Aș vrea, dar e timpul să apun. Ah? Și când o să mai vorbim? O să mă întorc peste 14.000 de ani. 14.000? Wow! Bine, a fost plăcut să te cunosc. Da, o să-mi fie dor de tine, Ben. Ah, am o idee! Ce-ar fi dacă nu aș apune? Să mai pot sta cu tine. Da, se poate? Așa ai venit cu noi în drumeție. Oh, chiar ar fi minunat! Da! Wow! Wow! Să vă aud! 1, 2, 3, 4 Să vă aud! 3, 4 Și toți! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hei, amice! Încă puțin și ajungem la izvoarele plăcute. Ești în excursie cu prietenii tăi, nu-i așa? Ben? Trebuie. Doar asta am. Ce e atât de amuzant? Ți-aș spune, dar Luna nu crede că vei înțelege. Serios, fiindcă mă pricep să înțeleg lucruri, dar nu contează. Bine, râdem fiindcă am vrut să-i trimit lui Ben o iconiță care trage cu ochiul, dar i-am trimis din greșeală una care dă un pupic. Ce greșeală plăcută. Pupici. Ce drăguț, ce amuzant! Sunteți un cuplu minunat! Gata, trebuie să scăpăm de Luna asta. Știu că Luna e enervantă, dar îl face pe Ben fericit. Stai așa, trebuie să fac o poză. Îți fac cu ochiul și zâmbesc. Ah, eu vomit. Da, bun, vorbesc cu el. Zâmbesc! Hei, Ben, unii dintre noi sunt de părere că e timpul ca Luna să... Nu știu, să apună. Cine sunt acei unii dintre noi, Angela? Ar putea Luna să nu participe la această conversație? Ah, orice vrei să-mi spui, poți să-i spui și Lunii. Zile, Benny. Bine, ar trebui să fim apropiați ca niște prieteni buni în această excursie. Dar Luna, care e absolut grozavă, te cam îndepărtează de grupul nostru, înțelegi? Nu lăsa să vorbească așa despre noi, Ben, Ben. Ah, nimeni nu vorbește așa despre iubita mea. Luna, dragă, vino să plecăm de aici. Ai grijă! Luna aia aduce numai necazuri. Da, trebuie să facem ceva. Am eu o idee. Iar eu am un os de dinozaur. Așadar, acum că suntem singuri, a fost adevărat ce ai spus, Adineauri? Chiar sunt iubita ta? Păi, vrei să fii? Dacă vreau să fiu? Asta îți răspunde la întrebare? Wow! Dragă Luna, ai inima fierbinte. Oh, Ben, încetează. Iuhu, sunt un meteorit singuratic pierdut în acest deșert. Dacă aș avea un cavaler chipeș sau unul mediocru care să mă ajute. Ce vă închipuiți că faceți? Încercăm să salvăm această excursie. Tu ești cel care a distrus-o când i-ai lăsat pe Angela și Ginger să vină. Hei! Ba nu, tu ai distrus drumeția. Tu și Luna. Oh, înțeleg ce se petrece aici. Ești gelos fiindcă ai vrea să ai cu Angela aceeași legătură pe care o am eu cu Luna. Ce? Cu această Angela? De ce spui tu asta? Recunoaște, Tom, ai vrea să poți face asta. Luna, din prima clipă în care te-am văzut, am vrut să te sărut. Sărută-mă, Ben! Ce se întâmplă? Nu cred că nu ar trebui să fie atât de aproape de pământ! Wow! Cea mai grozavă excursie din viața mea! Să ne adăpostim! Să mergem în cor! Ben, nu uita motivul pentru care am venit aici! Ben, e o excursie între prieteni! Wow! Încetează! Ben? E o excursie pentru prieteni? Da! Pentru noi, cei mai buni prieteni, ai uitat? Wow! Nu știu ce să spun. N-am știut că relația mea cu Luna va genera atâtea probleme. Da, știu, e dificil. Dar procedezi corect să te desparți de ea, să știi. Ben? Da? Nu, 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 nu voi face asta. Cum? Ai grijă de tine, Tom. Ei bine, asta e.
Plec, mamă! Unde te duci, Ben? Pe lună, mamă! Pe lună! Bine! Va urma. Au dublat în limba română actorii Alexandru Rusu, Sorin Ionescu, Răzvan Bicoveanu, Richard Balin, Georgia Căpărin, Corina Cernea. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.